Mașinile veneau din sensuri opuse, iar șoferul sârb al mastodontului încetinise cu intenția de a vira la dreapta pe o stradă laterală. Pentru a se încadra, a făcut o buclă, intrând pe sensul opus. Șoferul care venea din față nu a apreciat traiectoria remorcii și nu a încetinit, așa că a intrat în partea din spate a angrenajului. E fata de mașină, e lovită sau e puțin la da. Și atunci 0-0. În afara distrugerii propriei mașini și a părții din spate a tirului, o fată de 22 de ani a făcut un atac de panică și a fost nevoie de intervenția paramedicilor de pe o ambulanță SMURD pentru a o calma.